În ultimii 60 de ani, în România, au murit 23 de milioane de copii. De fapt, 23 de milioane de copii nu au avut șansa să se nască. De ce? Din cauza avorturilor la cerere. Zilnic, în România, se fac sute de avorturi la cerere. Dar știți ceva? De noi depinde să schimbăm aceste statistici. Și dacă vă gândiți că e greu și dacă vă gândiți că nu aveți cum să ajutați, ei bine, o să vă spun o poveste. Acum 10 ani, Alexandra, o tânără de liceu în clasa 10, a primit un mail la organizația din care făcea parte. Ea făcea voluntariat. Era un mail de la o tânără de 25 de ani aflată într-o criză de sarcină. De fapt, acea tânără avea nevoie de o vorbă bună. Iar o vorbă bună, câteodată, face diferența dintre viață și moarte. Cele 2500 de persoane care au participat astăzi la Marșul pentru Viață din Capitală au înțeles acest lucru. Cu pancarte pro-viață, cu baloane și cu multă voie bună, și-au dat întâlnire în Parcul Unirii ca să susțină cel mai firesc lucru, viața. Păi tu îți porți inima pe față? Da. Susțin drepturile copiilor nenăscuți. Sunt de acord să încurajăm cât mai mult oamenii să păstreze copilașii. De la mic la mare, din București, dar și din alte orașe, toată lumea este pro-viață. Dar ce vârstă are participantul acesta foarte important la marș? 6 săptămâni. Cui îi spui mulțumesc pentru viață? Lui Dumnezeu. Și mamei tale. Și mamei, și bunicii, și străbunicii, și tatălui. Ați cunoscut până acum vreo femeie aflată într-o criză de sarcină de-a lungul vieții? Am avut numai să n-am fost 6 săptămâni, n-am și eu 2 copii. Îți mulțumesc, mamă, pentru viață. Este al treilea an în care venim. Este a noua ediție a evenimentului care a fost organizat anul acesta în peste 600 de localități din România și Republica Moldova. Am întâlnit și întâlnesc din ce în ce mai mulți oameni care înțeleg aceste aspecte, care înțeleg necesitatea de sprijin în viață, care află informații, aleg viața la rândul lor și se implică, se deschid centre noi, încep proiecte noi de sprijin pentru viață și lucrul ăsta e cel mai important. Alexandra Nadane, cea care a pus bazele marșului, dar și a Asociației Studenți pentru Viață, a predat ștafeta Elizei, actuala președintă a asociației. O femeie aflată într-o criză de sarcină, cred că prima dată se gândește că ce pot face acești studenți pentru mine, că sunt niște studenți, eu poate am nevoie de pampers, de bătuți. De... Exact, noi prima dată ne întâlnim, mobilizăm cât mai mulți voluntari și ei când află, discută cu ea, se întâlnesc și povestesc cu ea și după aceea, văzând dificultățile concrete, o îndrumă spre centrul Sfânta Alexandra, unde ea va primi și pampers și materiale și îi se vor acoperi consultațiile, totul se rezolvă, totul va fi bine, acesta este mesajul. Din Parcul Unirii, participanții au mers către Parcul Tineretului la concertul Live for Life, prezentat de actrița Ioana Picoș-Făgădaru, care a pregătit un moment emoționant mulțumesc, pentru mama ei. Iubita mama. Am fost extrem de emoționată pentru că a fost o surpriză, cum îi place ei să-mi facă. Știam că va plânge, de asta nici nu m-am uitat prea mult la mama, pentru că aș fi început și eu să plâng. Mama, cel mai iubit cuvânt din lume. Fiecare copil merită dragostea unei mame. Pe scenă au urcat personalități care au ales viața și au primit cel mai mare dar, copiii. A spus doctorul că sunt însărcinată în aproape 4 luni și mai aveam 3 zile și după aceea intram în ilegalitate. Sunt niște cuvinte pe care n-am să le uit niciodată. Mi s-a dat să aleg și atunci am ales să o nasc pe Gloria. I-am și pus numele Gloria Barabancea. Mi-a schimbat viața categoric. Am 2 copii minunați. Am experimentat lucrul ăsta. O femeie care se îndoiește sau care are temerile alea, pentru că este o responsabilitate când naște un copil, nu e pentru 6-8-10 luni, e pentru până la sfârșitul vieții. Și responsabilitatea asta este uriașă și atunci doar trebuie să simtă că cineva e lângă ea, că cineva împărtășește teama și că o încurajează și se salvează multă vieți așa. Cerem toți minuni în fiecare zi, mai mici sau mai mari, de la un loc de parcare liber, da? La sănătate pentru cei dragi. Și totuși când vine vorba de o sarcină neașteptată, reacționăm contradictoriu. Tocmai când ai parte de cea mai mare minune a vieții. Da, nu e vorba decât să ne amintim unii altora ce înseamnă normal. Și pentru că vorbim despre minuni, vă mai facem cunoștință cu una. Este minunea mea! Minune de la Dumnezeu, da, ai fost un dar! La eveniment a participat și Cătălin Ivan, gazda primei ediții a evenimentului Babies Go to the European Parliament, care a venit alături de soția și de cele 3 fetițe ale lor. Dar totuși, ce caută bebelușii la Parlamentul European?
să tragă un semnal de alarmă, să spună că în lumea în care trăim, bebelușii nu sunt susținuți, copiii nenăscuți nu sunt susținuți, mamele care au criză de sarcină, care trec printr-un moment dificil și care trebuie să ia decizii de un dramatism greu de imaginat, nu au niciun sprijin din partea nimănui. Copiii au venit la Parlamentul European ca să ridice această problemă și să le spună celor de acolo că de acum încolo această temă va fi o temă prioritară în Europa. Raluca Blăjușcă a compus o melodie special pentru Marșul pentru Viață. Raluca, fostă componentă a unei formații de succes, are 5 copii, a studiat asistența socială, iar lucrarea ei de disertație a fost una pro-viață. Nu știu dacă am voie să spun sau nu, mama mamei mele la un moment dat hotărâse să meargă să facă o întrerupere de sarcină cu mama mea. Dar atunci când era pe holul acela la ginecologie, a simțit cum un înger îi bate aici în partea dreaptă, îi strigă ceva și a spus să nu renunți la copilul acesta pentru că el va fi sprijinul tău la bătrânețe. Și mama mamei mele a plecat de la ginecologie, a fugit cumva din salon și a luat hotărârea să nu renunțe la copil. Deci dacă bunica mea nu a renunțat la mama mea și eu sunt astăzi aici pentru că s-a întâmplat minunea respectivă. Povestea ei o veți afla miercuri aceasta de la 18:30 la emisiunea Secvențe Trinitas și pentru că v-am amintit de această emisiune, am mai avut astăzi parte de o surpriză. Ne-am revăzut cu Alina Buzea, realizator Secvențe Trinitas, care a venit însoțită de cei doi copii ai ei, Nicolae și Matei. Secvențe Trinitas este pro-viață. Eu zic că nu ar fi trebuit să fii surprinsă, pentru că dacă este pentru viață, suntem și noi aici. Suntem unici din prima secundă, iubim viața, iar faptul că noi suntem în viață este primul și cred că un motiv suficient ca să fim aici. Așadar, susțineți viața. Fiți alături de femeile aflate într-o criză de sarcină. De noi depinde să schimbăm statisticile, să exprimăm dragostea pentru fiecare dintre copiii nenăscuți.